La 402. Planeta gumei la mâna a doua. Mi-e foame. Ai o gumă? Da, ce sunt eu, cofetărie? Îmi atârnă batoare de ciocolată de urechi? Ai o gumă? Da, ce sunt eu, cofetărie? Îmi atârnă batoane de ciocolată de urechi? Au! Am întârziat, iertați-mă, cei de la 6 se ținau de prostii și a trebuit să le fac puțină morală. Dați-mi un șut. Copiii care au stat pe lângă Tommy Triboli să stea cu picioarele ridicate până vine domnul Sorley să șteargă. Mm-hmm. Magazinul s-a deschis. O ciocolată Tutti Frutti. $1. Vrei și suc? Ca să alunece mai bine? O pungă mare de floricele o plătesc mâine. Ia una mică și o plătești acum. Hmm? Ai, chihuahua, haleală! Arthur, Arthur, vreau o cutie mare cu stafide în ciocolată. Jesse McCoy, unde crezi tu că te afli? Cunoști regulile? Fără mâncare în sală. Ce ai în gură acum? Arată-mi. Limba. Mă crezi stâmpit? Sau... Da! Silențio! Te costă două pedepse. Două pedepse? Dar rămăsese o singură stafidă. Îmi datorați o stafidă. Gata, copii, liniștiți-vă. Gurile ferecate. Haide, haide, faceți liniște. Să nu mai ne purtăm la fel de urât ca săptămâna trecută, în timpul documentarului despre eroziunea pământului. Știu că veți fi încântați să aflați că astăzi veți urmări un minunat film documentar despre eschimoși, Chinook din Nord. Eschimoșii sunt indigenii care trăiesc în nordul Americii de Nord, în Groenlanda și în nordul continentului Asia. Și după o zi distractivă de pescuit la copcă, Chinook se întoarce la familia lui din micul și înghesuitul Ibiu. Ce zici? Sunt în fundul gol? Freddy, 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 gata, 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 liniște, liniște! Liniște, gata, gata! Hai că ați mai văzut așa ceva! E ca atunci când faceți baie, nu e nimic anormal! Da, scoate-i să vedem totul! Hai, hai! Scoate-i, scoate-i! Scoate-i să vedem totul! Hai! Ura închisă! Tăcere! Silențium! Parcă ați fi în clasa întâi! Să se desbrace! Să se desbrace! Gata, s-a terminat! Păi... Am venit să văd și restul din Chinook și vreau să spun chiar totul. Oh, cred că mai avem din ale tale aici. Alege altul. Nu mă refeream la ale tale. Am auzit că la școala aia, când au văzut filmul cu Chinook, o profă a leșinat din cauza jocului. Miss Graves? Da, Jessie? Cât mai e până la prânz? Ca de obicei, o oră. Oh. Miss Graves, am auzit clopoțel pentru masă. Da, da, da. Azi mâncăm pizza. Mm.
Mâncare de pește. Asta-i. O să mor de foame. Nu te gândi la gumă, nu te gândi la gumă, nu te gândi la gumă, nu te gândi la gumă. Aha, știam eu. Am cea mai mică bancă din clasă. Creion pe jos. Face baloane. Cea mai tare. Hei, Nancy. Să zicem, e doar o presupunere că știu un puș care a mâncat o gumă lipită de banca lui. Termină! E cea mai scârboasă și mai dezgustătoare chestie pe care am auzit-o. Da, și eu aș zice la fel. Și de ce ai făcut-o? Îmi era foame. De ce n-ai mâncat ceară din urechi? Pleacă, să nu te mai apropie. Mesteci gumă la mâna a doua. Nu mai spune! Nu mai spune asta. O să mi se zică toată viața așa. Cred că poți să fii sigur de asta. Perfect, știu cum va fi. Când o să candidez la președinție, o să aud: știți că mâncau gumă la mâna a doua. Sigur o să pierd. Da, numai din cauza asta. Hei, a fost doar o gumă. Dar nu am căzut cu avionul și l-am mâncat pe pilot la prânz. Ce ai făcut tu e mult mai grav. Păi, nu credeam că va afla cineva. Dar cred că m-a văzut Freddy. Poate nu-i nimic. Da? Tu ce ai fi făcut dacă mă vedeai pe mine mâncând gumă uzată? Le spuneam tuturor. Și toți ar fi râs și m-ar fi arătat cu degetul, nu-i așa? Păi, nimeni nu te arată cu degetul. Da, adică Freddy n-a vorbit. Adică Freddy n-a văzut. Mersi, Nancy. Bună, îl simți. Hei, Jaycee, uită-te! Desert! Chinook din Nord, pentru școala Sfântul Crispens Grammar. Vreau să mă transfer la Sfântul Crispens. Renunță, cică maicile au reguli de fier. Hei, cică Demi Moore a jucat rolul mamei lui Chinook. M-am hotărât, o să vedem filmul ăla. Și știu cine o să ne ajute să-l vedem. Trebuie să ne ajuți, doar așa o să-i vedem goi pe cei din film. Vă dați seama, desigur că e o misiune dificilă, dar se poate rezolva. Arthur, ești cel mai tare, nicio grijă, o să ne revanșăm noi cumva. De fapt, mă gândeam la altceva. Încep să vă văd pe voi, băieți, cu două păpuși, Barbie. Iar pe tine? Ți-aș oferi o lamă, dar încă nu e mestecată. Ha ha.
salvă pe chinul gol. Ambar n-am despre ce vorbești. Hai că-ți dau $5. A, încep să înțeleg. Luați bilete la filmul pe care ei nu vor să-l vedeți. Primul festival de film anual Arthur Kenneth Wonderwall prezintă filmul întreg nemontat Chinook din Nord, gol, goluț, tot timpul. Am auzit că în timpul unei furtuni rămân fără untură de balenă și mănâncă un bebeluș. Scutește-mă! Dăm două bilete. Te costă $5. Hei, cât am fost cu ai mei la film, biletul costa doar $3. Atunci du-te cu ai tăi. Vezi mica sirena. Eschimoșii, indigenii care trăiesc în nordul Americii de Nord. Sta cineva aici? Nu. Mă cheamă Sanjay, e prima mea zi aici. Bună, sunt Jesse. Gumă la mână a doua? Nu vă așezați aici. Nu vreți să fiți văzută cu revulsoman. Copiii se poartă urât cu tine, da? Mai rău decât în clasa întâi când am avut păduri. Da, nu-ți mai aduc aminte despre asta. Se pare că a uitat. Pentru că le-ai oferit alt subiect de discuție. M-am prins. Dacă vreau să uite de gumă, trebuie să vomit în mijlocul clasei. Nu, acum încearcă să le ofer ceva pozitiv. Ajută pe cineva, fă ceva frumos. Fă un efort. De ce nu-mi spuneți... Joacă basket! Altfel nu se poate! Regret, asta e soluția. Doar dacă nu se descoperă planeta pentru guma la mâna a doua. Arthur? Au! S-a rezolvat cu chinul? Salut! O reprezentație în exclusivitate la camera 103. După ore, mai trebuie rezolvat încă ceva, un amănunt mic. Și pentru că ai acces la sala de proiecții și eu am filmul, îți cer acest serviciu, Freddy. Eu nu-ți datorez nimic. Nu m-ai ajutat niciodată. Da, dar fratele tău, el mi-a zis să vorbesc cu tine. Dar eu nu am frați. Am încercat și eu. Știi, vreau doar să deschizi ușa. Nu pot. Am depus jurământul proiecționistului cu mâna pe inimă. Deci ești un bun cetățean. Crezi în Constituție și în drepturile omului? Da. Atunci, cum poți să întorci spatele libertății? Primul amendament ne garantează dreptul de a-l vedea gol pe Chinook. Dar se pare că nu te temi să le iei acest privilegiu adevăraților americani ai țării noastre superbe. Sunt un bun american. Așteaptă! Sunt Sorley. Iar e toaleta înfundată? Copiii ăștia fac numai tâmpenii. E la profesori? Oferă-le ceva pozitiv. Ajută pe cineva. Fă ceva frumos. Hei, vrei să câștigi o monedă? Da. Bine, bagă-te în gaura de aerisire și vin eu să te salvez. Uite! Am ajuns exact la țanc. Mă duceam spre toaletă când deodată am auzit o pisicuță strigând după ajutor. Wow! Am aruncat bluza și m-am aruncat în gaura de aerisire. Mai avea aer pentru 10 minute. Nu știu cum am trecut de pe ea în genia aia. Nu ți-a fost frică? Nu prea le-am dat atenție, căci eram înconjurat de șobolani. Wow! Incredibil, ți-a riscat viața pentru o măță. Ești un erou. Hei, a avut noroc că treceam pe acolo chiar atunci. Hei, Jenny, știi ceva? Ce?
Discuția asta era să moară în gura de aerisire. Wow, și cine a salvat-o? Gumă la mâna a doua. Amatorilor de film, la prima și ultima reprezentație a filmului Kinnock din Nord. Vreți să-l vedeți de la început, ca să admirați din nou nemaipomenitele iceberguri și celelalte lucruri interesante? Treci la nuduri! Asta ziceam și eu. Kinnock se întoarce la familia lui din micul și înghesuitul iglu. $5 ca să o văd pe mamaie. Bine, bine, nu vă agitați, gata, hai. O să ajungem la partea interesantă imediat. Un tur de animale marine nu e doar pentru hrană, ci și pentru distracție. Iată un grup de copii la un concurs de baloane în întuneric. Dăm banii înapoi. Dar nu e vina mea. Adresați-vă consiliului școlar. Hei, Wonderwall, dacă nu ne returnezi repede toți banii, o să ai parte de niște tenici bine plasați. Hei, pot să mă bați, dar n-o să mai vezi niciodată femeia goală din website-ul lui National Geographic. Hei, Piggy, ai fost acasă la Arthur ca să vezi website-ul? Da, mare brânză. O femeie ținând două nuci de cocos în mâini. Nu erau nuci de cocos. Da, înțeleg. Mulțumesc. Copiii, din păcate, astăzi prânzul seamănă puțin. E un coșmar. Tu de ce te plângi? Gumă la mâna a doua. Poți să mănânci mâncarea hamsterului. Gata, liniște. Se pare că a fost un mic incendiu la bucătărie, iar stropitorile au distrus mâncarea. Cum și-au dat seama? Va trebui să plec câteva minute și Penny va rămâne responsabilă a clasei, da? O, Doamne, dar nu mi-au rămas decât 3 stele aurii. Eu zic că e suficient. Cât lipsesc, scrieți mai departe eseul despre grupele de mâncare. Bine, lăsați eseul și faceți rezumatul la Charlie și Ciocolata. Deschideți cărțile de matematică, unde vreți voi. Nu mai suport. Dacă nu mănânc la 2 orele, simt. Ar trebui să-i dăm în judecată. Dacă mai continuați, Jenny va fi singura care va primi 1 steaurie. Doar ea nu se păicărește. O să murim! Nu o să supraviețim. Am auzit că după 2 ore corpul se autodigerează. De ce nu te uiți sub bancă? Te așteaptă un festin, gumiță. Da, ce mai am de pierdut? Oh, vai, cu ce să încep? Niam, niam. Asta pare zemoasă. Să fie oare de crem? Nu, m-am înșelat. Era de cireșa mare. Oh, da, ce aromă! Ce asta? Începe să aibă gust de cremvuști. Iată și cartofii prăjiți. Hai, chihuahua, sunt pe planeta gumei la mâna a doua. A venit pizza? Nu! Nu! Nu acum! Nu!
venit pe planeta mea. De la 402. Planeta gumei la mâna a doua. Mi-e foame. Ai o gumă? Da, ce sunt eu, cofetărie? Mi-atârnă batoane de ciocolată de urechi? Ai o gumă? Da, ce sunt eu, cofetărie? Mi-atârnă batoane de ciocolată de urechi? Au! Am întârziat, iertați-mă, cei de la 6 se ținau de prostii și a trebuit să le fac puțină morală. Dați-mi un șut. Copiii care au stat pe lângă Tommy Triboli să stea cu picioarele ridicate până vine domnul Sorley să șteargă. Magazinul s-a deschis. O ciocolată Tutti Frutti. Un dolar. Vrei și suc? Ca să alunece mai bine? O pungă mare de floricele, o plătesc mâine. Ia una mică și o plătești acum. Ai, chihuahua, haleală! Arthur, Arthur, vreau o cutie mare cu stafide în ciocolată. Jesse McCoy, unde crezi tu că te afli? Cunoști regulile? Fără mâncare în sală. Ce ai în gură acum? Arată-mi. Limba. Mă crezi tâmpit? Sau... Da! Silențio! Te costă două pedepse. Două pedepse? Dar rămăsese o singură stafidă. Îmi datorați o stafidă. Gata, copii, liniștiți-vă. Gurile ferecate. Haide, haide, faceți liniște. Să nu mai ne purtăm la fel de urât ca săptămâna trecută, în timpul documentarului despre eroziunea pământului. Știu că veți fi încântați să aflați că astăzi veți urmări un minunat film documentar despre eschimoși, Chinook din Nord. Eschimoșii sunt indigenii care trăiesc în nordul Americii de Nord, în Groenlanda și în nordul continentului Asia. Și după o zi distractivă de pescuit la copcă, Chinook se întoarce la familia lui din micul și înghesuitul igliu. Ce zici? Sunt în fundul gol? Freddy, 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 gata, 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 liniște, liniște! Liniște, gata, gata! Hai că ați mai văzut așa ceva. E ca atunci când faceți baie, nu e nimic anormal. Da, scoate-i să vedem totul, hai, hai, da. Scoate-i, scoate-i. Scoate-i să vedem totul, hai, da. Da. Ura închisă, tăcere, silențium, parcă ați fi în clasa întâi. Să se desprace. Să se desprace. Gata, s-a terminat. Păi... Am venit să văd și restul din Chinook și vreau să spun chiar totul. Cred că mai avem din ale tale aici. Alege altul. Nu mă refeream la ale tale. Și-am auzit că la școala aia, când au văzut filmul cu Chinook, o profă a leșinat din cauza jocului. Miss Graves? Da, Jessie? Cât mai e până la prânz? Ca de obicei, o oră. Oh. Miss Graves, am auzit clopoțel pentru masă. Da, da, da. Azi mâncăm pizza.
Mâncare de pește. Asta-i. O să mor de foame. Nu te gândi la gumă, nu te gândi la gumă, nu te gândi la gumă, nu te gândi la gumă. Din clasă. De la 402. Planeta gumei la mâna a doua. Mi-e foame. Ai o gumă? Da, ce sunt eu, cofetărie? Mi-a târnă batoane de ciocolată de urechi? Ai o gumă? Da, ce sunt eu, cofetărie? Mi-a târnă batoane de ciocolată de urechi? Au! Am întârziat, iertați-mă, cei de la 6 se ținau de prostii și a trebuit să le fac puțină morală. Dați-mi un șut. Copiii care au stat pe lângă Tommy Triboli să stea cu picioarele ridicate până vine domnul Sorley să șteargă. Magazinul s-a deschis. O ciocolată Tutti Frutti. Un dolar. Vrei și suc? Ca să alunece mai bine? O pungă mare de floricele, o plătesc mâine. Ia una mică și o plătești acum. Ai, chihuahua, haleală! Arthur, Arthur, vreau o cutie mare cu stafide în ciocolată. Jesse McCoy, unde crezi tu că te afli? Cunoști regulile? Fără mâncare în sală. Ce ai în gură acum? Arată-mi. Limba. Mă crezi tâmpit? Sau... Da! Silențio! Te costă două pedepse. Două pedepse? Dar rămăsese o singură stafidă. Îmi datorați o stafidă. Gata, copii, liniștiți-vă. Gurile ferecate. Haide, haide, faceți liniște. Să nu mai ne purtăm la fel de urât ca săptămâna trecută, în timpul documentarului despre eroziunea pământului. Știu că veți fi încântați să aflați că astăzi veți urmări un minunat film documentar despre eschimoși. Chinook din Nord. Eschimoșii sunt indigenii care trăiesc în nordul Americii de Nord, în Groenlanda și în nordul continentului Asia. Și după o zi distractivă de pescuit la copcă, Chinook se întoarce la familia lui din micul și înghesuitul igliu. Ce zici? Sunt în fundul gol? Freddy, 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 gata, 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 liniște, liniște! Liniște, gata, gata! Hai că ați mai văzut așa ceva! E ca atunci când faceți baie, nu e nimic anormal! Da, scoate-i să vedem totul! Hai, hai! Da. Scoate-i, scoate-i! Scoate-i să vedem totul! Hai! Ura închisă! Tăcere! Silențium! Parcă ați fi în plasantei! Să se desbrace! Să se desbrace!
Gata, s-a terminat. Păi, am de gând să văd și restul din chinuc și vreau să spun chiar totul. Cred că mai avem din ale tale aici. Alege altul. Nu mă refeream la ale tale. Și-am auzit că la școala aia, când au văzut filmul cu Chinuc, o provă a leșinat din cauza jocului. Miss Graves? Da, Jessie? Cât mai e până la prânz? Ca de obicei, o oră. Oh. Miss Graves, am auzit clopoțel pentru masă. Da, da, da. Azi mâncăm pizza. Mâncare de pește. Asta-i, o să mor de foame. Nu te gândi la gumă, nu te gândi la gumă, nu te gândi la gumă, nu te gândi la gumă. Încă din clasă. Creion pe jos. Face baloane. Cea mai tare. Știu un puș care a mâncat o gumă lipită de banca lui. Termină! E cea mai scârboasă și mai dezgustătoare chestie pe care am auzit-o. Da, și eu aș zice la fel. Și de ce ai făcut-o? Îmi era foame. De ce n-ai mâncat ceară din urechi? Pleacă, să nu te mai apropie. Mesteci, mesteci gumă la mâna a doua. Nu mai spune! Nu mai spune asta. O să mi se zică toată viața așa. Cred că poți să fii sigur de asta. Perfect! Știu cum va fi! Când o să candidez la președinție, o să aud: știți că mânca gumă la mâna a doua! Sigur o să pierd! Da, numai din cauza asta. Hei, a fost doar o gumă. Dar nu am căzut cu avionul și l-am mâncat pe pilot la prânz. Ce-ai făcut tu e mult mai grav. Păi, nu credeam că va afla cineva. Dar cred că m-a văzut frate.